Gelul a transformat zăpada de pe carosabil într-un adevărat patinoar. Noaptea trecută, pe drumul județean 720, la intrare în Moreni, șoferul unui tir s-a chinuit mai bine de 2 ore să urce o pantă, deși autovehiculul era echipat cu lanțuri și cauciucuri de iarnă. Nu a fost singura situație de acest fel. La ieșire din orașul Pucioasa, pe un alt drum județean, un autobuz a derapat din cauza poleiului, ajungând cu o roată în șanțul de pe marginea drumului. Pe drumul național 71, Târgoviște-Sinaia, traficul se desfășura în condiții de iarnă. Trebuie să fim realiști și 3 cm de zăpadă nu cred că este un aspect care să ridice probleme. Gheața și poleiul se formează instantaneu, indiferent câte utilaje am avea. Cred că în acest an dumneavoastră o să constatați că cel puțin pe drumurile naționale vom avea un mod de acțiune foarte calificat. Se acționează, se împrăște material antiderapant. Important este că fiecare conducător auto trebuie să înțeleagă că în asemenea condiții meteo-rutiere, capitală pentru siguranța dumnealor și a pasagerilor transportați este viteza, care în anumite situații nu trebuie să depășească 30 de km la oră. Ne este greu să credem, dar trebuie să respectăm aceste condiții. Deci iarna implică din partea celor aflați la volan și nu numai un anume comportament mult mai prudent pentru a evita tot ceea ce reprezintă derapaj și lipsa controlului asupra autovehicului condus. Am avut evenimente până acum? Un singur incident, în sensul că conducătorii a 2 autovehicule care au încercat să urce zona către Moreni pe drumul județean 720, nefolosind acele lanțuri pentru zăpadă, nu au reușit, au creat o anumită întârziere, să spunem, o situație puțin de conflict de dimineață, au fost luate măsuri împotriva lor. Colegii noștri și cei de la drumurile județene s-au deplasat în zonă și au creat posibilitatea circulației, să spunem, regulamentare în zonă. Acesta a fost singura situație de conflict. În zona montană se circulă în condiții de iarnă, așa cum v-am spus mai devreme, se acționează de către cei de la districtul din zonă. La acest moment, stratul de zăpadă este destul de subțire. Singura problemă care poate crea dificultăți este crearea poleiului sau unei pușghițe de gheață, pentru care, am spus, utilajele sunt pregătite.